Suntem în 1 iulie, prieteni, și lucrurile și-au cam pierdut hazul. Atunci când mă simt prea bine, din serviciile secrete ne totdeauna a trimit cât un telepat care e un tâmpit de 20 de ani, care îmi spune, băi, eu am văzut două filme, am citit trei mesaje, am văzut trei filme și am citit două mesaje de tata și am văzut ca concluzia că tu n-ai făcut nimic pentru țasă nenorocită, pentru lumea asta nenorocită și nu mai ai să fii plătit cu nimic. Și ești un tâmpit. Ba tu ești un tâmpit, bă. No. Asta este nivelul societății, de fapt. Știți, nivelul la care se consideră că ai ajuns matur, vârsta la care se consideră că ai ajuns matur în jungla Amazonului, printre triburile de canibali, este de 8 ani. La 8 ani ești matur. Dacă mergeți în Africa, o să vedeți că la 10 ani ajungi matur în triburile africane. După aceea, în Imperiul Roman, la 14 ani erai considerat matur, în epoca sclavaristă. Aia trăiesc, de ce? Aia trăiesc în junglă, la 8 ani, la 10 ani trăiesc în comuna primitivă și la 14 ani în sclavagism. No, la voi la 18 ani, așa se zice, că nu-ți mai dătai niciun bancă până la 18 ani, știu ce. Măi, eu am în beci capul tăiată lui maică mea, unul din ele, mai am și lâna de aur, mai am sper și 8.000 de dolari. Deci, măi, mi-a spus taică, mi-a spus bunică, m-am vorbit, spus, măi, ce dracu tot așa te-am întrebat, bă, 5 luni maxim să vin. Nu m-a așteptat, așa mi-a zis. El a greșit, știe că a greșit față de tine, e prea mândru să-ți ceară scuze, nu m-a aștepta, du-te și ia. Dar totuși încă nu m-am dus, nu? Aproape 6 luni a trecut și nu... Vârsta maturității e considerată la Dragon 36 de ani, adică 2-18 sau poate 33. Dar de fapt e 37 de ani și 4 zile, pentru că 52 de cicluri decât 260 de zile. De ce sunt așa? Pentru că dacă luăm cel mai mic numitor comun al numărul 260 și 360, sau să vedem 260 și 400, că luăm un tun. Deci luăm ciclu de Tolkien, care e ciclu personal, și ciclu de tun o vechi, care e ciclul ăsta vechi, maiaș, universal. Reducem cu 10, 26 și 40, 13 și cu 20. 13 este număr prim, 13 și 20 face 260. Și atunci rezultă că cel mai mic numitor comun este 260, ori 260, care e cel mai mic ciclu, 67.600 de zile, împărțit la 365,24 zile, 185 de ani, 0,08 este vârsta maturității. Bun. Ce vreau să vă mai spun? Nu mai are niciun haz chestia asta. Toată misiunea mea devine... Mă bucur că se termină în 5-6 zile. Îmi pare rău că nu mi-am făcut treaba spirituală numai 5-2 de zile, că am văzut o fel de prostii și acum PNL-ul se face țândări, ăștia se bat între ei, liberalii PDL, să fie PNL, mai fie PDL, că toți sunt liberali, hai să nu aderăm la alte, că i-ați stâmpit, că-s cu băieței, fete, nu știu, homosexual, lesbieni, nu știu ce, nu ne place, mergem la populari. Ăia-s de fapt comuniști. Partidul din Spania e comunist, partidul din Germania, creștin democrat, nu, ăia-s creștin democrat, dar s-a făcut un melanj așa între societăți. E evident că ea din Spania, Italia, Grecia, Portugalia sunt mai comuniști decât ea din Nord. Da? Bun. Și numele ăsta de partid popular este de fapt un nume de partid socialist sau comunist. În fine. Și văd sistemul ăsta comunist, că ieri m-am dus și mi-a zis un bătrân, ce mai ai făcut cu armata? Zic eu, nu, îți pot trage până la 40 de ani pe bază de voluntariat. Nu, no, ești bărbat dacă n-ai făcut. Zic eu, băi, am stat singur acasă, de fapt nu i-am mai zis, am stat singur acasă, 16 ani, am făcut curățenie pe aici, mai trebuie să-mi fac. E o întreagă industrie bazată pe chestia asta în Agata. De-aia am spus că Agatâr și eu cam căzut, pentru că ei sunt industriași, deci ei se pricep la bani, la nu știu ce, dar parcă prea mult exagerează, că și la Vietul Laurențiu, când a ieșit din testul Agat, el a stat numai 60 de zile, dar a venit și a luat altă pensie de 6 milioane. El s-a dat, nu s-a putut mișca, a venit ăștia și a făcut curat și a luat, nu știu ce a luat, dar i-a luat ceva și a luat și toată pensia. Și mie mi-a luat un telefon de 200 de lei și 67 de lei, 267. Dar încă nu a venit, încă nu a venit pentru că nu le-am răspuns la telefon și nu le-am răspuns la telefon pentru că așa mi-a spus și din timp templul pus din Agata, care îmi vorbesc în creier și mi-a spus, măi, așa e regula la noi, că aștepți până 19 iulie, venim noi și avem grijă de tine, să faci singur curat și lași la o parte ifosele astea medievale
Și așa, da. Și mi-a spus și bunica mea, care e țarina Rusiei. Tu ești țar, țarul își face ce preferi. Să fii la mâna nobilor, să-ți dea averi și case și palate și să te țină sub control, să faci ce fii sclavul lor, sau să fii independent, să fii adevărat țarul Rusiei și să... Da. Trebuie să am grijă de fata de la Victoria de Olga, mi-a zis că dacă mă duc țar la ei și sunt că loial României, o să mă ardă pe lucru, o să mă bage într-un tun și o să mă tragă peste granița României, pentru că ei o să cucerească. Ea mi-a spus acum un an, doi, că ei o să cucerească, că e mai bine, aia știam că e Pământ Sfânt al rușilor, nu știu ce, adică al dragonilor aurinul al rușilor, pentru că acolo a fost lâna de aur, acolo a trăit mare dragon aurinul ram și după aceea a fost adus în Dacia. Dar Donbasul, adică Donescu și Luhanscu, zonele alea unde trăiesc rușii din Est, și alea o să le ia, că acum au apărut povești că cu arme chimice, nu știu ce, Putin o să zică mâine, hai cu arme chimice, hai cu armata, invadăm, nu știu ce, luăm, ok. Și după aceea, da, vreau să vă mai spun cu sistemul medical, da, că e un sistem comunist și la noi și la America. La American erau impozite de 90% peste $100,000 pe lună, dar pe cine naiba? Dacă ai $100,000 și plătești 90% impozit, ai numai $10,000, în timp ce dacă ai $99,999, dar numai 10% de impozit, îți mai rămân $90,000. Da? Deci nimeni nu o să vrea sau nu ar fi vrut, de aceea s-a schimbat sistemul și a picat economic în timpul Reagan și toate industria s-a mutat în China pentru că și în Vietnam, pentru că acolo salurează 20 de cenți din cea în America de $6 pe oră minimum și chestia e că tot sistemul de sănătate de la noi trebuie reformat. Văd că tot schimbați legile, trebuie să mă uit la ceas ca să văd când se schimbă legile la voi, în timp ce legile Atlantide de ale respect, pentru că durează de milioane de ani și sunt aceleași. Nu se schimbă decât foarte puțin și la mii de ani diferență. Și când au fost 13 ani, 13 ani, 13 ani, 26 de ani, 52 de zile, după aceea perioada 3, 7, un an, în fine, perioada de tranziție în care trebuie să-l găsești pe următorul. Sau pe următoarea, dar principiul bărbat-femeie nu a scăzut, zeu-zeiță nu a scăzut, principiul egalității sexelor nu a scăzut, da. Și vreau să vă mai spun cu sistemul ăsta de sănătate, că, de exemplu, mulți americani se tratează în Cuba. De ce? Pentru că în Cuba operația de cezariană costă $200, în timp ce în America ai $20,000. Bani pe care nu-i plătești tu, ci plătește serviciul de asigurare. Știu pentru că taică mi-a avut cezariană la nevastă sa care a născut. Adică nevasta taică mi-a avut cezariană. Și asta operație foarte simplă. Numai se făcea și în Imperiul Roman, unde medicii erau mult mai buni, pentru că eu când am chemat pe Mircu să vină și aveam asigurare medicală pe vremea aceea, mi-am luat prima dată piciorul, adică genunchiul. N-o vrut să vină, că au zis, eu nu mă deplasez, dar eu când am chemat în timpul Dacii sau Imperiul Roman pe medicul meu personal să vină, o veni la mine și m-a tratat, da? Și de ce așa de mult? De ce $20,000 în America o operație de cezariană și $6,000 o injecție și așa o să ajungă și la noi? Pentru că sistemul ăsta în care voi tot pompați bancurile miluite și obligați pe oameni prima dată să plătească 10%, apoi 20%, apoi 30%, apoi 50%, sau știți că în America din salariul lor de milioane de dolari pe an plătesc jumătate, 50% pe asigurări medicale, pe sistemul lor mafios și comunist și tâmpit și retardat de asigurări medicale. Și de aceea o injecție $6,000 și care mă normal e câțiva dolari și operația de cezariană $20,000. Sigur, puteți să spuneți că da, au profesioniști mai buni, au mai multă igienă, deși mai multă igienă în ziua de astăzi, cred că e la fel peste tot. No. Acolo și $200 mult luau, adică că nu mai ai cuțitul, tai burta, scos copilul și pe aceea legi, adică bagi un fir de ață care o ață medicală cu ăsta și coși. Ea e sub tratament, da, ea nu simte nimica muierea, că ea are injecție în coloana vertebrală ca să nu simte nimic, anestezie sau în burtă. Și știu că eu am inventat medicina când eram pe timpul Asclepios, când eram Asclepios. Deci,
Nu, principiul lui Herodot trebuie, legea lui Herodot trebuie respectată, erau omorâți medicii care nu respectau legile lui Herodot, în fine, o să îmi aduc aminte. Herodot era istoric. Hipocrate, legile lui Hipocrate, da. Deci trebuie ăștia să obligați să se vindece pe toți, chiar pe gratis, dacă nu au bani. Dar bineînțeles, un medic care e bun, care are experiență, care e bătrân, care are 40 de ani de experiență, el nu mai are aceeași energie ca un medic tânăr, care la începutul carierei, dar el, pentru că e mai bătrân și face mai puține operații, e plătit mai mult pe operație, pentru că e un medic bun. Și vin miliardari la el și se operează și el primește milioane de dolari pe operație, dar pe de altă parte și medicii care-s la începutul carierei trebuie să câștige o pâine. Ei sunt mai proști, mai slabi, mai tineri, mai la început. Și oamenii săraci smer la ideea, există foarte puțini medici buni care merită să fie plătiți cu milioane de dolari și există foarte mulți medici proști care merită să fie plătiți cu sute sau mii de dolari. Dar amândoi merită să trăiască în această junglă capitalistă, pentru că eu sunt capitalist, nu sunt comunist. Deci, ideea este că dacă ai bani, dacă ești miliardar, te duci la cel mai bun doctor, dai milioane de dolari, să fie desfințat sistemul ăsta cu asigurări, fiecare să plătească și atunci fiecare român sau american să aibă 5% sau 30% în plus la salariul pe care nu o să-i mai plătească la asigurări de sănătate, da? Și când o să mergi la doctor, la mic, la nu știu ce, la un tarif. Și dacă nu-ți convine tariful că îți cere 1.000.000 pe oră, ca și o curvă, te duci la altul, da? Că o să fie competiție. O să fie cabinete medicale și clinici private și spitale private. Și în acel spital privat, sigur că au și costuri, că așa e jungla asta capitalistă, că trebuie să angajezi oameni care să păzească, să nu vină unul să-ți fure staful, da? Să fure ce ai pe acolo, că avea nu știu ce. După aceea trebuie să plătești niște lawyers, niște avocați, ca să te bați cu alte firme și cu statul să-ți recunoască drepturile. După aceea trebuie să plătești pentru activități de lobby, că o plătim milioane de dolari la congresmenii americani să le treacă legi favorabile lor. Dar în afară de asta, sistemul poate fi făcut foarte eficient. Poți să mergi la același spital, să mergi la o debutantă, cum e Cătălina, de medicină sau Dacia și să plătești câteva sute de dolari pe operație. Sau câteva sute de lei în România, că aici tarifele sunt mai mici. Sau poți să mergi la cel mai bun doctor să dai câteva milioane de dolari sau milioane de lei noi. The choice is yours, da? Alegerea e a ta. Și dacă tu crezi că meriți una sau meriți alta, mergi acolo și poți să-ți vezi să spuneți, a, păi comunism, că și bogatul și săracul au același lucru. Păi dacă amândoi au dreptul la viață, deci dacă vine unul infectat cu o boală, chiar și cu o simplă răceală, nu-i nevoie să aibă ciumă neagră și nu are semn medical, aia de la urgență nu-l primesc pentru că nu e chestie de viață și ăsta merge și infectează tot orașul și toți mor, da? Deci ciumă neagră, lucrul ăsta nu este permis pentru că este dispariția societății, da? Și eu vreau să vă spun că chestia asta se întâmplă în societățile primitive, deci cu cât e mai primitivă o societate, cu atâta vârsta de maturizare este mai mică. Îmi spunea ieri bunica mea o operație, că tăi că tot nu-i obliga să vină să-ți dea bani, dar asta v-am mai spus video de astăzi, pentru că după 18 ani nu mai am. Și am spus, măi, asta e o chestie, este absolut aberant să crezi că un bărbat, pentru că bărbații produc valori în societate, în principal, devine matur la 18 ani, nu devine matur numai ca la 35 de ani. Devine probabil matur la 37 de ani și 4 zile. Dar că înseamnă 52 de cicluri de câte 260 de zile fiecare. Da! Sau 185 de ani, cum scris acolo. Da. Dar m-am săturat să tot aud pe tot felul de tâmpiți, măi, am cerut să vină de 20 de ani să vorbesc cu mine, că am crezut că sunt mai deschiși la creier decât voi ăștia mai bătrâni. Dar mai vine fiecare și îmi zice că și ales mele care are 30 de ani, prostia cred că nu depinde de vârstă, pentru că odată ce ai trecut de nivelul 12 ani, că nivelul societății, zice, băi, ce ai cu buiurile, băi, vizuri, băi, pula, pizdăi, hai că-ți fut dorul din lute, vezi? Na, ăsta este nivelul general al societății noastre medievale, 18 ani, viteza, vârsta la care cozai matur, în timp ce la american, în America, nota bine numai la 21 de ani, ești cozai matur, da. Sau, mă rog, dar ar trebui, de fapt, la 36 sau 37 de ani pentru bărbați, la 18-19 ani pentru femei, cam așa
așa ar fi normal să fie, pentru că de-aia se ia și se căsătorește unul de 36 cu unul de 18 ani, pentru că amândoi, sau unul de 38 până de 19 ani, pentru că dacă dublezi vârsta la femei ca să ajungi la vârsta bărbaților, amândoi au același nivel de maturitate intelectuală. De ce? Pentru că femeile trebuie să facă copii cât sunt tinere și proaspete, pentru ca corpul lor să suporte sarcina, da? Deci asta este o chestie biologică, este o chestie care ține de natura umană și de natura dragonului și de natura vampirului, corașilor, nemutor și altor specii, da? Femeile se consumă mai rapid decât bărbații. Ele desfac picioarele, se face burta mare, fac copii, au grijă de copii, au grijă de bărbați, așa, și bărbații muncesc, da? Și merg la război, da? Nu. No. Ok. Am încă de cap așa și v-am spus povestea așa.